Am plecat peste hotare în 2001. Am plecat pentru reîntregirea familiei. Soțul meu era plecat înaintea mea. Eram abia căsătoriți. Am trăit 17 ani la Parma. Am făcut și Universitatea de Medicină, respectiv și cu activitatea ca medic de 10 ani. Pentru mine, Italia, să înțelegeți, este ca țara mea tot. Deja devenit și sunt și cetățean italian, dar oricum, fiind acolo, te simți și ca străin. Și nu ești împlinit 100%. În 2014, el primul a venit, a încercat, s-a stăruit, a reușit. Între timp, eu creșteam acolo în carieră, dar a venit un moment care trebuia să decidem. Nu m-am gândit să formez un centru medical. Am început eu, dar apoi, în baza pacienților care veneau, eu asta știam și la început, că pas cu pas o să formez echipa. În moment suntem 12 lucrători. Interacțiune cu statul, n-am avut probleme. Noi am aplicat și la diferite granturi care ne-au fost foarte de ajutor în dezvoltarea centrului nostru. Primul grant a fost Femei în afaceri. Proiectul a fost scris, eu îi spuneam soțul, el a scris proiectul. Eu eram în Italia, că eram să nasc a treilea copil. Vrei, nu vrei, dar ne-am apucat de treabă. Într-un fel, eu de aici am înțeles că întoarcerea mea în Italia e aici. După care am aplicat la doilea grant, pare 1+1, și deja digitalizarea, prin care am format programul de cartele medicale. Eu, aplicând la 3 granturi, mă consider într-un fel că nu norocoasă, cum spun norocoasă, nu? Pentru că dacă nu aplici, nu le ai. În sens că, oricum, trebuie să te implici tu ca să faci proiectul, ca să depui și, respectiv, ei te ajută. Dacă tu bați la ușă, se deschide și am văzut că și Moldova tot spate. Chiar și același grant de digitalizare. Prima dată nu am trecut, dar eu mă consideram eligibil. M-am dus la ei, vă rog explicați, și respectiv am avut explicațiile de rigoare și a doua oară când am aplicat, am trecut. Persoanele din diaspora care au frică, nu trebuie să aibă frică. Da, nu este ușor. Da, este cu sacrificii, cu răbdare. Eu le recomand să vină acasă, să deschidă, să realizeze visul, da? Pentru că se poate. Chiar dacă întâmpină ceva greutăți, noi deja suntem mai mulți moldoveni reîntorși. Eu personal stau la dispoziția oricărui care dorește și îi ajut să-i drum. Într-adevăr, se poate și Moldova are nevoie de noi experiență, de noi metode. Facem încet, încet țărișoara noastră să pornească din loc. Dacă vom fi mai mulți care să contribuim cu cât de puțin. Sunt lucruri mici care se poate de făcut. Eu cred că Moldova foarte repede reînflori. Când noi suntem Europa, noi suntem, eu trăind în Italia, noi foarte mult avem comun cu europenii.